Salutare sportivilor! După cum se vede și din titlu, astăzi am să fac din nou un lyric prank. Doar că de data asta m-am hotărât să-i fac unei foste prietene cu care eu nu am mai vorbit de mult timp și astăzi o să vedem ce reacție va avea la ceea ce o să-i scriu eu. Am folosit o piesă de la Zilla Mike, care se numește Antidot, pe care probabil foarte mulți dintre voi nu o știți. Mie îmi place foarte tare piesa, de fapt îmi plac toate piesele lui și probabil am să vă recomand să vă uitați și pe la el pe canal, pentru că este un tip foarte tare și are un flow excepțional. Să băgăm versurile. Știu că va fi greu, amândoi am rezistat. Ce? Pur și simplu m-ai trădat, nu te-a interesat. Ce ai, măi? Nu te-a păsat deloc ce se va întâmpla. Bogdan, ce naiba ai? Dacă cumva plecarea ta mă va electrocuta. Ai băut? Ai știut mult prea bine, dragă, că am o inimă mare. Frate, vorbești cu mine sau ții un discurs? Două puncte, paranteză. Se pare că ai fermecat-o la fel ca o vrăjitoare. Ai zburat pe vântură și ai dispărut în zare. Pe cine? Două puncte, paranteză. Fără să îți amintești ce ne-a legat cu ardoare. Poate a fost greșeala mea că nu am renunțat. Îmi amintesc tot, dar ce ai acum? Și că am s-a legat de cineva ce nu m-a acceptat. După 2 ani acum am înțeles de fapt ce s-a întâmplat. Ai nebunit? Ai vrut să o duci mai bine, dar pe mine m-ai sacrificat. Am să te uit, chiar dacă va trei mugiți să trec prin foc. Mi-ai făcut seara, mă jur. Două puncte, paranteză. Am să repar ce ai stricat și am să pun totul la loc. Poți să te oprești din metaforele astea? Toate părțile din poveste care s-au desfăcut merg înainte, chiar dacă nu m-am mai făcut-o de mult. Adică? Chiar dacă trăiesc un iad și fără tine sunt mort, după ce s-a întâmplat, jur că nu mă mai întorc. După care nu am mai răspuns deloc și eu am început să râd. Mor, ha, lyric prank, vai, mor, ești tâmpit, ha, ha, zic că ți-a plăcut, apare pe YouTube. Ce apare pe YouTube? Te omor. Video. Da, a avut o reacție foarte, foarte ciudată, nu mă așteptam să râdă chiar atât de mult, credeam că o să fie și ea puțin mai confuză, dar continuu ea râdea de mine, credea ori că sunt beat, ori că am chef de glume, nu știa ce se întâmplă exact. I-am spus la urmă că a fost o farsă și a spus că abia așteaptă să vadă ce video va ieși, pentru că i-am spus că îl voi pune pe YouTube și a spus că îmi dă și ea un like. Sper că v-a plăcut această farsă, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu și, cel mai important, butonul de subscribe, abonați-vă, pe care îl aveți acolo mai jos, pentru a putea să mă urmăriți în continuare și pentru a aștepta următoarele videoclipuri. Noi ne vedem data viitoare și numai bine!